Capitolul 22 Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va se cera și nu iau a nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe bat jocoritor și cearta se va sfârși neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă. Căci este bine să le păstrezi în lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te înveți lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? Nu despuia pe sărac pentru că este sărac și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor cei i nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun și printre cei ce dau zălog pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.